Polițiștii din toată țara protestează săptămâna aceasta în fața prefecturilor. Astăzi a avut loc și în municipiul Drobeta-Turnu-Severin un protest din seria care va culmina pe 17 decembrie. Cu prezența în fața guvernului, anunță sindicatul Europol. Protestele polițiștilor din toată țara sunt realizate deoarece aceștia susțin că legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu ar fi respectată. Polițiștii protestează pentru aplicarea legii și anume vrem să se aplice legea pentru salariile noastre. Ne-am săturat să fim mințiți în timp ce noi aplicăm legea încă de la începutul acestei stări de urgență. Încă din anul 2020 polițiștii au fost în prima linie și au făcut treaba așa cum s-a cerut și cer acordarea salariului actualizat la anul 2022 și nu cum este momentul de față la anul 2007. Începând cu data de 13 decembrie, polițiștii au trecut la cea de-a doua etapă de proteste, cu prezență fizică ce se desfășoară în fața prefecturilor din toată țara, urmând ca pe data de 16 decembrie să fie prezenți în fața MAI. Sindicatul Polițiștilor Europeni Europol, împreună cu Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare, sub egida Federației Publisind, au demarat acțiuni de protest începând cu data de 1 decembrie, iar astăzi avem o acțiune de protest cu prezență fizică în fața instituției prefectului din județul Mehedinți pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la aplicarea legii salarizării numărul 153 din 2017, lege care a fost, de care au beneficiat toate celelalte categorii bugetare în afară de categoria socioprofesională din apărare și ordine publică, respectiv militari și polițiști. Sindicaliștii au anunțat și un model de notificare prin care să-și exercite dreptul de a refuza efectuarea muncii suplimentare, începând cu 1 ianuarie 2022, și refuzul de a mai efectua sarcini atribuții pe care nu le au în fișa postului în situația în care nu va fi aplicată legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Indexarea pensiilor militare. De 5 ani de zile pensiile militare nu sunt indexate. Nu putem înțelege de ce se face această discriminare. Astea sunt marile noastre probleme și nu cerem mări de salarii sau de pensii. Cerem efectiv respectarea legii. Ei nu respectă legile pe care le dau. Ce încredere să am eu în statul român când el dă niște legi și nu le respectă apoi? Iar mie îmi cere să fiu 100% corect, legal. Păi atunci să fie și dumnealor. Atât le cerem, nimic mai mult. Polițiștii din toată țara au mai lansat o mișcare de protest prin care au înlocuit amenziile cu avertizmentele pentru șoferii români, prinși în timp ce încălcau legea. Zeci de astfel de avertizmente au fost publicate pe pagina de Facebook a sindicatului Europol.